Noaptea trecută, pompierii mehedințeni au fost chemați de urgență în municipiul Orșova, după ce o persoană a fost observată căzând în fluviul Dunărea. Incidentul a avut loc pe bulevardul 1 decembrie, în apropierea falezei orașului. Conform primelor informații, apelul de urgență a fost primit în jurul orei 23, iar la fața locului au fost trimise echipaje din cadrul detașamentului de pompieri Orșova, care au început imediat operațiunile de căutare și salvare. Pompierii s-au deplasat rapid la locul incidentului și au început căutările pe malul Dunării. După câteva minute de căutări intense, aceștia au reușit să localizeze persoana căzută aflată pe malul falezei. În acel moment, victima era inconștientă, iar echipele de salvare au început manevrele de resuscitare în încercarea de a-i salva viața. Noaptea trecută, pompierii mehedințeni au intervenit pentru a căuta o persoană căzută în fluviul Dunărea pe raza localității Orșova. Aceștia au găsit persoana pe malul falezei și au început manevrele de resuscitare imediat. În sprijin s-a deplasat și un echipaj saj, care, din nefericire, a constatat decesul bărbatului, în vârstă de aproximativ 60 de ani. Sprijinul pompierilor a intervenit și un echipaj al serviciului de ambulanță județean Mehedinți, care s-a deplasat de urgență la locul incidentului. Personalul medical a continuat eforturile de resuscitare timp de mai multe minute, dar din nefericire starea bărbatului nu s-a îmbunătățit. În cele din urmă, medicii au fost nevoiți să declare decesul persoanei, un bărbat în vârstă de aproximativ 60 de ani. În acest moment, cauzele exacte ale tragediei rămân necunoscute, iar poliția a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul. Se investigează dacă bărbatul a căzut accidental în fluviu sau dacă există alte circunstanțe care au contribuit la acest deznodământ tragic. Cercetările continuă pentru a afla cum a ajuns bărbatul în Dunăre și dacă ar fi putut fi prevenit această tragedie. Poliția locală colaborează îndeaproape cu autoritățile medicale și judecătorești pentru a stabili circumstanțele complete ale incidentului.